Vă salutăm! Astăzi avem la noi la garaj un SUV, un Hyundai Santa Fe din 2008. Proprietarul a venit la noi ca să îi montăm sistemul de infotainment cumpărat de el, navigație cu Android dedicat pentru Hyundai Santa Fe. Mașina este 4x4, 4-wheel drive. Motorul de 2.2 diesel. Hai să vedem navigația, ce urmează să o montăm pe mașină și să ne punem pe treabă. Tapiserie din piele, cutie automată, motorul de 2.2. Cauciucuri 235/65/17. Cam acesta este setul care urmează să fie montat pe Hyundai Santa Fe. Ok, să ne apucăm la treabă. Firma Total. Facem reclamă. Și prieteni, astăzi o să schimbăm sistemul de navigație la acest Hyundai Santa Fe. O să vă arătăm imediat etapele. Primul pas este darea trimului jos. Tragem de el, are niște clipuri cu care este prins în bord. După ce am scos trimul, avem aici o mufă care este iluminată strumierei. Apăsăm pe clăpița din partea de jos pentru a elibera mufa. Acum că am dat trimul jos, avem acces la niște șuruburi pe care o să trebuiască să le desfacem pentru a lua consola existente și a înlocui cu navigația nouă. Aici sus avem și aici două șuruburi, unul este aici și unul este în partea asta. Desfacem și aceste două șuruburi. Astea de sus sunt așa și astea de jos au și o mică șaibă pe ele. Următorul pas, tragem ușor de această consolă centrală înspre afară, ea este prinsă în niște clipuri pe care o să vi le arăt imediat. Scoatem mufa aceasta de la ceas, de sus, da? Aceasta este. Scoatem și mufa cu alimentare și cu boxe din spate. Avem două mufe, una care este strict pe partea de alimentare și una care este pe partea de difuzoare. Așa. Așa. Scoatem de asemenea și antena și mai avem încă o mufă care este de la antena GPS. În partea de jos avem încă niște mufe care trebuie scoase, sunt mufele de pe partea aceasta de la avarii și dezaburire față spate, scuze. Scoatem mufele afară. Următorul pas este să dăm jos gurile de aerisire, da, cu butoanele originale și le dăm în felul următor. Avem 3 șuruburi. Un șurub în partea de sus și 2 șuruburi în partea de jos. Ok, avem și niște cleme aici. Una, două.
Aici avem setul de cabluri, da? Să le luăm pe rând. Acesta este setul pentru monitoare, dacă avem, sau amplificator extern, subwoofer și așa mai departe. Da? Aici avem amplificatorul, dacă cumva avem amplificator să fie pornit automat când pornim casetofonul sau navigația, cum vreți să spunem. Aceasta se conectează aici. Așa. Noi nu o să o folosim pentru că nu avem alte chestii externe care intră în el. Următoarea este mufa de alimentare. Odată cu navigația veți primi mai multe modele de mufe, pentru că diferite mufe. Mufa în partea aceasta este la fel, este mufa care intră aici, mufa principală, alimentarea și sunetul. Și mai avem de asemenea în partea asta la altă niște mufe diferite, da? Avem așa, conexiune de genul acesta pe care noi nu avem, avem conexiune așa pe care noi am putea să folosim, da? Fiindcă avem contra mufa la asta, dar avem minusul adus din altă parte pe mufa aceasta de alimentare și nu o vom putea folosi direct pe aceasta, așa că o să folosim pe aceasta, da? Aici vom pune aceste două boxele și alimentarea. Aici mai avem ceva chestii auxiliare, cum ar fi USB-uri sau auxiliare stânga-dreapta sau intrări, avem ieșire la cameră și așa mai departe. Noi o să folosim strict firele, strict mufa aceasta, da? O să punem, se va băga aici așa și se va alimenta. Ok. Următoarea mufa este antena GPS. Da? Aceasta este antena GPS. Are o bandă dublă adezivă care, după care desfacem această bandă de protecție, o lipim undeva în bord și se înfiletează aici așa. Încă două mufe. Avem două USB-uri, două intrări de USB. Navigația aceasta dispune și de internet, adică putem să conectăm un modem cu cartelă, un modem cu SIM prin USB și navigația va ști să se conecteze la internet prin acel modem. O să le conectăm tot aici în partea aceasta de mufe și o să le trecem în torpedo pentru a nu avea fire agățate prin mașină. În ultimul rând avem antena de radio care vine montată aici. Avem un adaptor în navigația veche și o vom pune aici. Pregătim firele pentru asamblare. În primul rând trebuie să punem înapoi gurile de aer, partea stângă și partea dreaptă. Prindem cele trei șuruburi înapoi. Gurile de aer sunt montate. Trecem cablul de USB în torpedo. Următoarea este antena de GPS pe care o să o punem, o să o lipim undeva în bord. Ajustăm lungimea firului. Începem să conectăm cablurile, partea din spate, venim cu mufa de alimentare și audio pe care o plasăm aici. Antena radio o vom pune după ce îl punem la loc, fiindcă este mai scurtă. Avem cabluri de USB care vin montate aici. Se pot introduce într-o singură poziție, având codare într-o parte. Așa. Antena de GPS este cu filet, se poziționează peste mufă și strângem șurubelul care va închide contactul între antenă și aparat. Strângem la mână cu simț un pic pentru a o pune la loc. Okay. După ce am apropiat un pic navigația de bord, vom introduce și antena de radio.
și prietenii facem proba să vedem cum funcționează. Descărcăm Waze-ul. Și prieteni, am terminat de montat și navigația pe Santa Fe. Totul este ok, s-a potrivit perfect, funcționează. Super! Ne revedem data viitoare!